Alesco și DJ Vini, unul dintre cele mai discrete cupluri, și-au spus adio după 9 ani de relație. Iar noi am obținut și primele declarații. Daniela Mireanu are amănunte. Daniela, te ascultăm. Bun găsit, Ramona. Într-adevăr, Ana Lesco este una dintre femeile care atunci când își face prezența, își face apariția la vreun eveniment, nu trece neobservată. Cu siguranță acest lucru. Însă când vine vorba despre viața personală, Ana Lesco a fost întotdeauna discretă, iar acest lucru s-a întâmplat în toți cei 9 ani de relație pe care i-a avut cu tatăl copilului său. Însă, iată că sfârșitul verii vine cu o surpriză, iar Ana și DJ Vini și-ar fi spus adio. Așa s-ar explica și de ce în ultima perioadă Ana Lesco a apărut la evenimentele mondene singură, fără partenerul său. Însă, cu toate acestea, nimeni nu se aștepta la o posibilă despărțire, însă în presă au apărut speculații despre o posibilă infidelitate a Anei, care a dus la această separare a celor doi. Noi l-am contactat pe DJ Vini, care a confirmat despărțirea de către Ana Lesco, însă s-a limitat la atât cu declarațiile, din respect pentru cei 9 ani pe care i-au petrecut împreună. Ramona?